Spitalul Providența din Iași a organizat astăzi ediția a 5-a zilei Medicului de Familie, o întâlnire dedicată colaboratorilor și partenerilor unității medicale. Evenimentul a avut ca scop să aducă împreună medicii de familie și medicii specialiști din cadrul spitalului pentru a descoperi noile provocări cu privire la relația cu pacienții. La evenimentul organizat la Spitalul Providența din Iași au participat numeroși medici de familie și medici specialiști din cadrul unității medicale. Scopul a fost de a facilita comunicarea, schimbul de experiențe și împărtășirea de idei cu privire la relația pacient-medic de familie-medic specialist. Întâlnirea de astăzi va avea un tur al spitalului în care să le arătăm dotările noastre, ceea ce am făcut pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite pacienților noștri comuni și în același timp să le mulțumim pentru ceea ce fac, să găsim soluții printr-o discuție liberă la a comunica mai bine și a realiza împreună un act medical de calitate. Este o modalitate de a colabora din punct de vedere profesional cu colegii noștri din teritorii, de a îi ajuta în activitatea medicală. E un ajutor care îl avem reciproc, pentru că și ei ne prezintă situația bolnavilor pe care i-au în evidență și în felul acesta, din toată această legătură între noi și colegii din teritoriu, beneficiare principal sunt bolnavi. Ca de obicei, îi așteptăm cu mare drag în mijlocul nostru. Noi ne-am făcut un obicei din a prezenta în fiecare an noutățile, perspectivele pe care le avem în anul următor și în anul în curs. De data aceasta ne dorim să arătăm că medicul de familie este elementul central de legătură între celelalte specialități și pacientul nostru pe care îl prețuim foarte mult. Ne dorim să vorbim despre comunicare, despre respect reciproc, despre valori comune pe care le împărtășim și de asemenea să împărtășim experiențele plăcute pe care le-au avut pacienții noștri comuni. Evenimentul a marcat Ziua Medicului de Familie, sărbătorită la nivel internațional, în data de 19 mai.